Pentru pacienții cu suspiciune de COVID-19 care ajung în urgență și prezintă forme medii sau ușoare și nu au posibilitatea să ajungă la domiciliu înapoi, după recoltarea testului de 4 luni, sunt organizate spații de așteptare în corturile de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care sunt montate lângă unitatea primire urgență. E ceea ce se numește izolator în alte spitale, noi l-am denumit spațiu de monitorizare și așteptare. Acest spațiu a fost înlocuit cu containere. Spitalul a achiziționat aceste containere care au încălzire și care au avantajul unei incinte mult mai protective și mai calde pentru pacienții în așteptarea rezultatelor. Sunt, așa cum spuneam, pacienți cu forme ușoare, care însă sunt la distanță de domiciliul lor sau nu au posibilitatea să stea izolați la domiciliu față de restul membrilor familiei. E mai cald, e mai bine, dar numărul de locuri într-o astfel de incintă din container este evident limitat. De aceea pacienții sunt invitați să apeleze la medicul de familie, să apeleze DSP-ul care trimite conform protocolului un echipaj de la serviciul de ambulanță să recolteze la domiciliu și să rămână în așteptare pentru decizia este pozitiv, am venit la spital pentru a fi evaluat către spitalul de boli infecțioase sau spitalele suport COVID sau este negativ și atunci trebuie explorată eventual o altă patologie. Vă așteptați să crească numărul pacienților, mai ales că e sezonul virozelor și poate oamenii se tem pentru că ar putea lua boala, poate n-au niște simptome. Numărul pacienților e clar că a crescut în luna octombrie, a crescut atât numărul suspecților, cât și numărul celor pozitivi. Dacă dintre cei care se prezentau în urgență și aveam suspiciunea, recoltam testul, proporția era înainte de luna octombrie cam 30%, a crescut la 50%. Asta se reflectă și în numărul crescut de pacienți pozitivi, pentru care apoi căutăm locuri în spitalele dedicate și în clinica de medicină internă, care este suport COVID în spitalul de urgență. Ne așteptăm să crească numărul pacienților care în general se prezintă la urgență, pentru că așa se întâmplă în orice lună, noiembrie sau decembrie a fiecărui an. Apar pe de-o parte de compensările bolilor cronice, pe de altă parte un număr mai mare de infecții de căi aeriene superioare și un număr mai mare de cazuri sociale și hipotermii. Pentru infecțiile respiratorii însă purtarea măștii nu protejează doar de transmiterea virusului SARS-CoV-2, purtarea măștii, spălarea pe mâini, păstrarea distanței protejează și de celelalte microorganisme care se transmit pe cale aeriene și care pot genera infecții de căi aeriene superioare, forme mai ușoare sau mai grave. De aceea, noi sperăm ca numărul acestora să fie scăzut, pentru că avem mijloace de protecție pe care anul trecut nu le foloseam și în anii anteriori. Măștile, distanțarea și spălarea mai frecvent cu apă și săpuna mâinilor. Mulțumim!